Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Monica Tăma și vă invit să urmăriți știrile Clar TV Muștel. Iată care sunt titlurile ediției de astăzi. Au fost stabilite taxele de pășunat la nivelul municipiului Câmpul Lung. Bursa locurilor de muncă va avea loc și la Câmpul Lung. Echipa Zimbrilărești învinsă categoric la Pitești. S-au stabilit taxele de pășunat la Câmpul Lung. În ședința extraordinară de la Primăria Municipiului Câmpul Lung, aleșii locali au avut de votat sumele pe care deținătorii de animale trebuie să le plătească pentru animalele care pasc pe izlaz. În ședința extraordinară de Consiliu susținută la Primăria Municipiului Câmpul Lung, aleșii locali au avut de votat aprobarea unor măsuri pentru organizarea pășunatului și stabilirea taxelor de pășunat pe anul 2024, pe pășunile aflate în proprietatea municipiului, altele decât cele închiriate sau concesionate. Taxa de pășunat a fost majorată cu 50% față de valoarea anterioară. S-a mai stabilit ca toți deținătorii de animale să presteze 3 zile de muncă pe cap de vită pentru curățirea și întreținerea izlazului. În caz de neexecutare, aceștia vor plăti 15 lei pe zi. Nu s-a făcut o mărire a taxei decât pe... ziceți, pe inflație, pe 13,8% nivelul inflației, deci nu s-a mărit foarte tare și ca și număr de beneficiari nu mai sunt foarte mulți, pentru că nu mai au animale foarte multe. Știți foarte bine că avem izlazurile goale, trei cred că avem, câte contracte avem, domnul? De concesie, mă numesc... Crânguș Nicolae, domnul Crânguș, da. Nu avem decât concesiune un singur izlaz. Și în concesiune un singur izlaz n-avem. Da. Este vorba de izlazul Loturi, unde în prezent nu l-avem concesionat și sunt foarte mulți solicitanți din exterior. Sunt din Schitu, din ai noștri mai puțin sunt din Câmpul Lung. Pășunatul fără drept este sancționat cu o taxă cuprinsă între 30 de lei pe cap de ovină sau caprină și 100 de lei pentru fiecare vacă, porc sau cal. Veste bună atât pentru comercianții cât și pentru cumpărătorii din târgul săptămânal de la Voinești. Administrația locală a Comunei Lărești a primit aprobarea proiectului de asfaltare și modernizare a platformei. Finanțarea este obținută prin Compania Națională de Investiții. Lucrările de modernizare a târgului săptămânal din satul Voinești, comuna Lărești, continuă. Administrația locală face constant pași în privința investițiilor, iar în perioada următoare va începe asfaltarea zonei unde comercianții își desfășoară activitatea. Investiția va fi una semnificativă, iar banii au fost obținuți prin Compania Națională de Investiții. Iată că venim din nou cu vești bune pentru lereșteni. Săptămâna trecută, Compania Națională de Investiții a aprobat finanțarea proiectului reabilitare și asfaltare platformă târg săptămânal, un proiect în valoare de 4 milioane de lei, care va fi finanțat prin Compania Națională de Investiții. La începutul anului 2024 am depus solicitarea la CNI și după analiza în cadrul Consiliului de Administrație și a faptului că documentația a fost bine întocmită, studiul de fezabilitate, am fost aprobat și introdus în lista sinteză pentru finanțarea acestui obiectiv. Este o veste bună pentru lereșteni, pentru producătorii locali, pentru comercianții care vin să-și desfășoare activitatea în târgul săptămânal. Este necesară și această modernizare și asfaltare a târgului pentru a ne ralia condițiilor de bună desfășurare a activității în târgul săptămânal și pentru a fi în pas cu cerințele anului 2024. Târgul săptămânal este deschis în fiecare sâmbătă și este important atât pentru cumpărători cât și pentru comercianți. Și la Câmpul Lung, prin Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă, va avea loc Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Evenimentul se va desfășura vineri, 17 mai, la sediul agenției și este o oportunitate pentru cei care sunt în căutarea unui loc de muncă de a-și alege din ofertele firmelor participante. La sediul Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Câmpul Lung se va desfășura vineri, 17 mai, începând cu ora 9:30, Bursa Generală a Locurilor de Muncă.
Evenimentul se adresează persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă și care doresc să se angajeze sau acelor care doresc să își schimbe locul de muncă. Așa cum s-a anunțat la nivelul țării, mâine 17 mai, începând cu 9:30, și în județul Argeș are loc bursa generală a locurilor de muncă. La nivelul județului Argeș, bursa s-a organizat în municipiul Pitești, Câmpul Lung și Curtea de Argeș, începând cu 9:30. Deci la Câmpul Lung, începând cu 9:30, are loc bursa generală a locurilor de muncă. În această perioadă am contactat agenții economici care au confirmat participarea, sunt 13 agenții economici cu aproape 200 de locuri de muncă. Persoanele interesate sunt invitate să fie prezente mâine pentru a putea avea un dialog direct, neîngrădit cu angajatorii care doresc să angajeze persoane. Orice angajator care nu a confirmat participarea și dorește să participe poate veni până mâine la ora 9:30 să ofere locuri de muncă persoanelor interesate în acest sens. Evenimentul are loc și la nivel național și reprezintă o oportunitate atât pentru angajatorii cât și pentru solicitanții unui loc de muncă interesați de a cunoaște mai bine ofertele de locuri de muncă disponibile. Colonelul în rezervă Cristian Bărbulescu, șeful compartimentului de protecție civilă din Primăria Câmpul Lung, față în față cu aleșii locali. La aproape un an de activitate se pot evidenția, pe de o parte, remedierea deficiențelor găsite, dar și punerea în aplicare a unor noi măsuri în ceea ce privește siguranța câmpulungenilor. În cadrul ședinței extraordinare de la Primăria Municipiului Câmpul Lung a fost prezentat raportul semestrial de activitate în domeniul situațiilor de urgență și protecției civile. La aproape un an de la preluarea compartimentului, șeful protecției civile din Primăria Câmpul Lung, Cristian Bărbulescu, este mulțumit de faptul că a reușit să rezolve mare parte din deficiențele găsite, dar și să pună la punct problema hidranților supraterani, de care municipiul are mare nevoie. Potrivit legii 37 din 2006, privind apărarea împotriva incendiilor, semestrial trebuie să analizăm activitatea în domeniul situației de urgență și protecției civile, atât în Consiliul Local cât și în CLSU, și de asemenea anual se face o analiză la nivelul conducerii instituției noastre. Am făcut o sinteză, un material. Eu sunt de anul trecut, din iunie, și am încercat să cuprim problemele care au fost și care s-au remediat pe parcursul acestui an, să zicem aproape un an. Problemele, să zicem așa, sunt în dinamică, le rezolvăm. Multe documente de organizare au fost, de organizare și de management la nivelul structurilor de situație de urgență au fost rezolvate. După încadrarea postului de protecție civilă s-a reactualizat componența CLSU, cu, astfel încât am prins în CLSU toți șefii de instituții, de structuri din municipiul Câmpul Lung, care pot avea atribuții în caz de un dezastru. Spre exemplu, am prins pe lângă cei dinainte instituții cum ar fi operatorii economici, cum ar fi Hidroelectrica, ABAV-ul cu altă componentă și din Câmpul Lung, Salvamontul, a rămas cu componenta de Salvamont viabilă, în sensul că suntem aproape de munte și putem avea evenimente la care pot să intervină dânsii, de asemenea ambulanța Pitești, ambulanța locală și ceilalți conducători de instituții. Avem și specialiști prinși care pot veni să ne sprijine în activitatea noastră. Implicarea colonelului în rezervă Cristian Bărbulescu în ceea ce privește activitatea compartimentului de protecție civilă al Primăriei Câmpul Lung dă speranță câmpulungenilor că în cazul situațiilor de urgență se poate interveni prompt. Se intenționează și înființarea unui serviciu voluntar la nivelul municipiului, dar și colaborarea cu celelalte structuri. Vizită la nivel înalt în unitățile medicale din Pitești. Ministrul secretar de stat în Ministerul Sănătății, Alexandru Rogobete, împreună cu conducerea Consiliului Județean Argeș, au efectuat mai multe vizite de lucru în teren și au discutat despre proiectele implementate. Consiliul Județean Argeș pregătește noile proiecte de dezvoltare și modernizare a spitalelor din Argeș pe care le are în administrare. Ministrul secretar de stat în Ministerul Sănătății, asistent universitar dr. Alexandru Rogobete, a purtat discuții tehnice împreună cu echipa de conducere a Consiliului Județean, aparatul de specialitate și cu managerii spitalelor din Pitești pe o serie de proiecte aflate în diferite stadii de implementare. Unul dintre cele mai importante proiecte este construcția și dotarea laboratorului de radioterapie de la Spitalul Județean de Urgență Pitești.
Pentru acest proiect, Ministerul Sănătății a aprobat deja finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Centrul de radioterapie va fi o construcție cu 5 nivele și urmează să fie construit lângă secția de oncologie. Se mai dorește dotarea cu un nou angiograf a Spitalului Județean de Urgență Pitești, dar și consolidarea și reabilitarea vechii clădiri a spitalului. În paralel, se are în vedere și reabilitarea energetică a clădirii Spitalului de Pediatrie Pitești. Nu vreau decât să vă felicit. Este impresionant ce am văzut astăzi și nu vă ascund că am fost în peste 70 de spitale în ultimii 2 ani. Este cel mai bine organizat și cel mai frumos ambulatoriu de specialitate pe care eu l-am văzut vreodată. Se vede că este făcut cu suflet și este făcut pentru oameni și de fapt asta este cel mai important. Aveți 70 de milioane de euro în ultimii 3 ani pentru sănătate, adunați din fonduri europene pentru întreg județul și proiectele merg excepțional de bine. Așa cum a spus și dumneavoastră, Ministerul Sănătății vă este aproape pentru centrul de radioterapie și sper eu că anul viitor, pe vremea asta, îl vom inaugura și, Doamne ajută, de ce nu să fie în folosul cetățenilor care au nevoie. Vă felicit încă o dată pentru modul în care arată spitalele din Pitești. La Spitalul Județean, Alexandru Rogobete a trecut în revistă evoluția proiectelor de extindere a unității de primiri urgențe și a ambulatoriului de specialitate, două proiecte aproape de finalizare, finanțate prin fonduri europene, dar și construcția noului corp P+4, realizat integral cu fonduri ale Consiliului Județean. Toate cele trei investiții presupun, pe lângă construcție, și dotarea cu aparatură medicală. Acesta a mai vizitat împreună cu managerul Tudor Ionescu și secția de anestezie și terapie intensivă de la pediatrie. Personalități din lumea universitară și a cercetării nucleare, dar și reprezentanții ai Arhiepiscopiei Argeșului și Muștelului au fost prezenți la Universitatea din Pitești. Aici a avut loc un dublu eveniment, comemorarea a 2 ani de la trecerea la cele veșnice a profesorului universitar dr. Șerban Constantin Valeca, ministru și senator de Argeș, și lansarea Asociației Naționale pentru Energia Nucleară, Școala Națională de Energie Nucleară. Reprezentanții ai Consiliului Județean Argeș au fost prezenți la un dublu eveniment găzduit de Universitatea din Pitești. Comemorarea a 2 ani de la trecerea la cele veșnice a profesorului universitar dr. Șerban Constantin Valeca și lansarea Asociației Naționale pentru Energie Nucleară, Școala Națională de Energie Nucleară. În această asociație se reunesc 12 universități de prestigiu, printre care și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie, Politehnica București, din care face parte Centrul Universitar Pitești. N-am să evoc eu personalitatea celui care a fost Șerban Constantin Valeca, deși ne-am cunoscut, zic eu, destul de bine, cel puțin din două perspective, odată din această perspectivă administrativă-politică, dar mai ales, sau în primul rând, din perspectivă sportivă, pentru că, nu-i așa, domnia s-a avut și o bogată contribuție în ceea ce privește mișcarea sportivă pe o anumită disciplină sportivă la nivelul județului Argeș și chiar la nivel internațional, să nu uităm că este un maestru având 4 dani. Întâmplarea face ca în urmă cu vreo 2 zile am susținut un interviu în cadrul secției Muzeului Județean, a secției Sportului Argeșan. Știți bine că în cadrul Muzeului Județean există și o secție a Sportului Argeșan dedicată unui număr de 17 discipline sportive și domnia sa este foarte bine reprezentată acolo. Și am considerat de cuvință să trec în revistă și acest aspect. În ceea ce privește scopul întâlnirii noastre de astăzi, e unul, dacă vreți, și poate că, nu știu dacă e cuvântul potrivit, dar nu iese din normalitatea asta și pentru că zona noastră este cunoscută și recunoscută pentru genul acesta și avem genul acesta de activitate și avem o serie întreagă de specialiști care, iată, ne-au dus faima peste hotare. În cadrul evenimentului a fost ținut și un scurt ceremonial religios în memoria fostului ministru al cercetării și senator de Argeș, Șerban Constantin Valeca. La eveniment au fost prezente numeroase personalități din lumea universitară și a cercetării nucleare,
dar și reprezentanți ai Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului, în frunte cu părintele arhimandrit Caliopie Ichim. Primul duel dintre principalele candidate la câștigarea titlului din Liga 4 Argeș a fost tranșat categoric de Speed Academy Pitești. Liderul a dispus de Zimbrile Rești cu scorul de 6-1, spulberând practic visul frumos al mușcelenilor. Etapa cu numărul 2 din play-off-ul Liga 4 Argeș a programat miercuri primul duel dintre Speed Academy Pitești și Zimbrile Rești. Mușcelenii au început bine jocul de pe stadionul Edilul din Pitești, reușind să deschidă scorul în minutul 18. Claudiu Chirciu a fost faultat în careu de portarul piteștenilor Alin Mitroi, centralul Bogdan Dumitrache a dictat penalti, iar Marius Dascălu a transformat cu siguranță. Gazdele au replicat în a doua jumătate a primei reprize. Mai întâi, Aurel Pirciu a reușit un hat-trick, punctând în minutele 27 din lovitură liberă, 33 și 43, pentru ca Alexandru Trașcă să urce scorul pauzei la 4-1 în favoarea piteștenilor, marcând la ultimele secvențe din prima repriză. Moralul căzut, mușcelenii pregătiți de Bobby Dascălu nu au mai putut reface diferența în partea secundă a întâlnirii, ba mai mult au mai încasat două goluri, semnate de Alexandru Ștefănescu în minutul 61 și Mario Dobra 9 minute mai târziu. În urma acestui rezultat, visul frumos al lereștenilor pare să fie spulberat, diferența în clasament fiind acum de 4 puncte. Chiar dacă meciul din retur între cele două se va disputa la Lerești, greu de crezut că jocul rezultatelor ar putea să mai schimbe ierarhia. Speed Academy Pitești având prima șansă la cucerirea titlului, implicit al dreptului de a disputa barajul de promovare în Liga a 3-a. În celălalt joc din etapa a doua a play-off-ului Liga a 4-a, CS Domnești și ACS Costești au remizat scor 2-2. Etapa a treia programează sâmbătă jocurile dintre Zimbrile Rești și CS Domnești, respectiv ACS Costești și Speed Academy Pitești. În Liga a 6-a Dâmbovița, Seria Nord, în etapa de duminică, a avut loc duelul dintre Voința Bezdeat și AS Maluku Flori, principalele pretendente la câștigarea campionatului. Gazdele s-au impus la limită, scor 1-0 și s-au distanțat la 4 puncte față de formația lui Cristian Ghelina, care se menține pe locul secund. Derbiul Seriei Nord din Liga 6-a Dâmbovița s-a consumat duminică pe terenul din Bezdead. Voința din localitate și AS Maluku Flori erau despărțite de un singur punct în fruntea ierarhiei, ceea ce a ridicat miza acestui joc.
Partida în sine a fost o bună propagandă pentru fotbalul de la sate, chiar dacă s-a desfășurat pe o vreme neprielnică. Spectatorii prezenți la meci, atât susținătorii echipei gazdă, cât și cei care au însoțit formația pregătită de Cristian Anghelina, bucurându-se de un real spectacol fotbalistic. Au fost numeroase faze de fotbal frumos cu execuții tehnice, doi portari în mare formă, mingi trimise în bară și, din păcate, un singur gol. La final, antrenorul jucător al formației din Malu cu Flori a recunoscut faptul că ambele echipe au dat totul pe teren, dar șansa a fost de partea gazdelor. Mai sunt însă de jucat 3 partide din această fază a doua a competiției și tehnicianul mușcelan rămâne încrezător în șansa echipei sale. Din păcate am pierdut acest joc, dar nu cedăm. Am pierdut doar un simplu meci. Mergem mai departe, mai sunt 3 meciuri. Trebuie să le câștigăm pe toate pentru a merge la baraj. Am văzut că cei de la Buciumeni au făcut egal cu Valahia, am rămas tot pe locul 2. Da, exact, șansa a fost de partea lor. Măcar la o singură bară să fie intrat mingea în poartă, a fost șansa lor, asta a fost. Fotbalul se joacă pe goluri, degeaba am dat de 3 ori mingea în bară dacă nu ne-au bătut adversarii cu 1-0. A, pentru că sunt 2 echipe iubite, 2 echipe aflate pe primele 2 locuri, 2 echipe care doresc promovarea și ne bucurăm că zic eu că ne-am ridicat la un nivel foarte bun. O primă repriză mai mult de tatonare, că știam că nici ei n-o să riște. Dar au fază fixă, o neatenție, a picat și golul lor acolo. Nu pot să-mi doresc un rezultat, vă dați seama. Important e să-mi câștig eu meciurile, pentru că momentan depind doar de mine. Am 2 jocuri pe teren propriu și ultima deplasare de la Mănești. Duminică la Malu cu Flori vine formația aflată pe ultimul loc în clasament, Gloria Doicești, în timp ce liderul, Voința Bezdead, va evolua pe terenul formației clasată pe locul 3, ACS Valahi 1456 Târgoviște. Vremea se menține în continuare rece pentru această perioadă, iar cerul va fi acoperit de nori. În județul Argeș vor fi înregistrate valori ce vor varia între 12 și 17 grade Celsius. În partea de nord, temperaturile nu vor depăși 16 grade. La Rucăr și la Nucșoara vor fi înregistrate până la 12 grade Celsius, 14 vor fi la Mânșătești. La Corbi, termometrele vor indica până la 13 grade, iar la Vlădești, temperaturile vor crește până la 16 grade. La Câmpul Lung nu vor fi mai mult de 14 grade. Nici în sudul județului nu va fi vreme prea caldă. Aici, termometrele vor înregistra temperaturi ce vor ajunge până la 16-17 grade, iar la Pitești vor fi maxime de până la 17 grade. Și în Dâmbovița, vremea va fi închisă și rece, vor fi temperaturi cuprinse între 12 și 18 grade. În partea de nord, temperaturile maxime nu vor depăși 15 grade. La Râul Alb și la Bărbulețu, termometrele vor indica până la 12 grade. La Malu cu Flori vor fi cel mult 14, iar la Voinești 15. În sudul județului, temperaturile maxime vor ajunge până la 18 grade. La Mătăsaru vor fi 16 grade. La Petrești, termometrele vor indica până la 17 grade, iar la Vișina și Corbi Mari, temperaturile ajung până la 18 grade. La Târgoviște vor fi înregistrate cel mult 17 grade. Și la noapte, cerul va fi acoperit de nori, iar termometrele vor indica temperaturi ce vor ajunge până la 8-9 grade Celsius. Mâine, așa cum spuneam, la Câmpul Lung, vremea va fi închisă, cerul va fi acoperit de nori și vor fi cel mult 14 grade. Sâmbătă va fi ceva mai cald, vor fi 19 grade, însă cerul va fi variabil. Duminică se va încălzi ușor, vor fi înregistrate până la 22 de grade. Deocamdată acestea sunt informațiile, ne revedem mâine cu noi date. Doamnelor, domnilor, acestea au fost principalele știri ale zilei. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de noi. Programul continuă cu emisiunea Obiectiv Mușcelean. Să aveți o seară minunată! Vizionare plăcută!